Este adevărat că dacă îi bați găinile acestui țăran, va începe să plângă? Da, gaz, uitați-vă la el, plânge. Și acesta a fost de-abia primul mit. Folosește codul Cristian pe Shop dacă la sfârșitul acestui video ești mulțumit. Cine este mai rapid, motocicleta sau mașina? Fii atent, dăm la 3 claxoane. Băie, băi, mai rapidă mașina, bă, nu pot să cred. Băi, mai rapid. Sunt la fel, gen. Mai testăm o dată, guys. Hai. Băi, mai. Bă, sunt la fel, man. Că gen nu ne distanțăm unul de altul. Sunt aproximativ la fel. Poți să faci pană la motocicletă? Hai să vedem. Bă. Da, merge la roata din față. Și la cea din spate? Și la cea din spate. Poți să conduci o motocicletă care are roțile pe pană? Bă, poți să te urci pe ea? Mamă, 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 face drifturi. Nu poți, nu poți, că gen se întoarce automat invers. Na, deci nu se poate controla. Uite, încearcă și tu dacă vrei să vezi că e insane. Omul meu. Doar asta poți să faci, doar drifturi. Deci mitul ăsta este fals, nu poți să o controlezi ca lumea. Poți să faci bulgări de zăpadă oriunde pe mapă unde se află zăpadă? Da, merge, boys. Dacă intri într-un bulgări mic de zăpadă, se face mare? Da, da, merge, merge, merge. Mit adevărat, băieți, ce tare asta. Bă, băi, uite cât mă făcui. Sunt bolovan. Poate să intre doi playeri într-un bulgări din ăsta mare? Hai să vedem. Bă, merge! Man, nu mă așteptam. Merge să bagi un bulgări în wind tunnel. Ok. Ok. Hai, mult. Nu merge. Mid fast, guys, nu merge. Te hilează jellyfish-urile dacă intri în ele? Da, și îți dau și un fel de shockwave. Și dacă le dai damage, îți dau shockwave? Mid adevărat și acesta, boss. Mai merge să faci rocket ride? Hai că trebuie să-i... A, merge! Mersă! Oh my god! Uite, adevărat, boys. Poți să dai slide peste o mașină cu noua mecanică? Ei bine, guys, este mit adevărat, pentru că chiar merge și e foarte șmecher. Dar peste capota de la camion merge să dai slide? Hai să vedem. Nu, mit fals. Dar peste partea asta de aici unde este mai mică? Da, merge. Mit semi-adevărat ăsta. Dar peste plafonul de la mașină merge să dai slide? Nu, nu merge. Asta e un mit fals. Este adevărat că dacă îi bați găinile acestui țăran, va începe să plângă? Hai să vedem. Da, gaz, uitați-vă la el, plânge. Poți să-ți dai singur damage cu piatra asta dacă stai pe ea? Bă, nu poți. Se ridică mai repede steagul dacă tragi în el? Pare că nu, mit fals. Dar dacă mai vine încă o persoană, se ridică mai repede? Bă, nu-l afectează niciun fel. Deci acest mit este fals. Este adevărat că din acest boss pică o armă mitică? Ei bine, guys, este adevărat. Din acest boss pică acest Excalibur mitic. Este adevărat că poți să prelungești această tiroliană până acolo jos de tot? Bă, guys, este adevărat. Ia uitați-vă, mit cât se poate de adevărat. Bă, stai și mai chiar o mitul ăsta. Este adevărat că poți să tragi în timp ce mergi pe motocicletă? Ei bine, este foarte adevărat, guys. Dar eu nu înțeleg cum iau asta viraje dacă n-are mâinile pe coarne. O să ai 5 ciocane în inventar să le folosești pe rând? Ei bine, da, guys. Deci îl iei pe ăsta, dai odată. Îl iei pe următorul, dai. Și tot așa până la 5. Deci vedeți că folosesc gen doar câte unul. Mit adevărat și chestia asta e super utilă. Poți să zbori pe hartă. Mai există falling trees. Cred că chiar acesta este. Deci da, mai există. Merge să ne aruncăm în direcții diferite cu două ciocane în același timp. Hai să vedem. La și, da? 3, 2, 1 și... Da, merge! Poate hammerul să dea prin mai multe construcții deodată. Și acest mit este... E fals, nu poate nici măcar printr-una de metal. Poți să faci un NPC să zboare dacă dai cu hammerul în el? Bine, da, boys. Dar animale sălbatice? Și asta merge. Dar mașini? Da! Dar motociclete? Da! Dar copaci? Nu. Poți să faci să zboare obiecte de pe hartă cu ciocanul? Da, și conurile ăștia. Și conurile ăștia. Poți să spargi gheața asta invizibilă cu hammerul? Ia să vedem. Nu, nu merge. Poți să spargi balonul cuiva de pe cap cu ciocanul? Nu, dar poți să-l faci să zboare. Poți să-ți dai slurp-dus în timp ce alergi? Bă, da, merge. Mi-e adevărat. Poți să faci itemele care sunt pe pământ să zboare cu ciocanul? Nu merge. Poți să faci un pietroid din ăsta mare să zboare? Nu, nu merge. Poți să faci dropul să zboare? Nu, nici asta nu merge. Este adevărat că dacă stai într-o mașină și stai cu ciocanul, te arunci și rămâi în ea? Hai să vedem. Boys, da, băi, e adevărat.